Găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Va fi o emisiune interviu cu un singur invitat, pentru că intenționez să clarificăm câteva chestiuni în această emisiune în legătură cu alte declarații făcute anterior de alte persoane publice și care au constituit subiecte de interes, fie la știri, fie în emisiunile anterioare. Dar, mai întâi, astăzi a avut loc o ședință extraordinară a legislativului local. De fapt, o intenție, consilierii au fost convocați, însă, până la urmă, ședința nu s-a mai ținut. Un singur proiect pe ordinea de zi a fost astăzi, un proiect important pentru amplasarea unui centru de colectare a deșeurilor menajere, prin aport colectiv, dar în ceea ce privește amplasamentul acestui centru de colectare, au fost și sunt probleme în continuare. Proiectul a fost retras de pe urmea de zi, veți vedea despre ce este vorba, pentru că în apropiere este o fabrică de medicamente și ar fi fost probleme serioase să funcționeze ambele în zona respectivă. Discutăm astăzi și despre blocajele rutiere care apar după ce, iată, pasajul Peșteșorul au fost impuse restricții, era să spun că a fost închis, deci au fost impuse restricții de circulație pe acest pasaj. S-a mai discutat pe marginea acestui subiect, de fapt și în ultimele ședințe ale Consiliului Local au fost dezbateri pe această temă, dar iată, a apărut o solicitare, o adresă din partea unei societăți din Pașcani, Cosarom, prin care solicită implicarea Consiliului Local a Primăriei Pașcani pentru a fi luate măsuri. Veți vedea despre ce este vorba. De asemenea, un cetățean a trimis o adresă Consiliului Local pentru a analiza oportunitatea ca strada Nicolae Iorga să fie cu sens unic. Și mă alătur și eu acestei solicitări, pentru că sunt motive serioase. Cele două cereri vor fi analizate într-o ședință a Comisiei de Circulație, care va fi convocată pe 7 martie anul curent. Spuneam că vom pune în discuție o declarație făcută de administratorul public acum ceva timp, în legătură cu datoriile administrației locale, nu de acum, ci din 2012, dacă nu greșesc, un moment extrem de critic pentru administrația locală. Două opinii, cea a administratorului public, care am prezentat-o și o mai prezentăm și în emisiunea de astăzi, dar și punctul de vedere explicat în amănunt de către fostul primar care a preluat administrația cu aceste probleme. Este invitatul meu, Dumitru Pantazi, consilier local PSD. Bun venit! Bine v-am găsit! Bun. Domnule consilier, haideți să pornim de aici discuția. Ați fost astăzi în sala de ședințe. Printre puținii consilieri locali n-au fost suficienți, n-a fost asigurat nici vorumul la comisiile de specialitate, motiv pentru care n-a putut să aibă loc ședința. Iar dacă ședința ar fi avut loc, primarul a anunțat înainte că intenționa să retragă proiectul de pe ordinea de zi. Deci, acest depozit de deșeuri, un proiect care, dacă nu greșesc, a fost aprobat acum 2 ani de zile în Consiliul Local, inițial cu să fie amplasat la sere, dar acolo sunt case și s-a solicitat o mutare pe o altă locație. Acum, iată, s-a venit cu propunerea la stația Riser. Și dumneavoastră cunoașteți foarte bine locația, că aveți sediu acolo, aveți restaurant. Da, da. Peste drum este, iată, fabrica de medicamente care a fost construită, urmează să fie dată folosință în acest an. Și ca să funcționeze, trebuie să obțină niște avize, niște autorizații foarte dure. Ori, din această perspectivă, nu ar putea să aibă, să fie amplasată și fabrica și depozitul în aceeași zonă. Trebuie minim o distanță de 250 de metri între cele două obiective, ori
această condiție înțeleg că nu este îndeplinită. Cum s-a ajuns în această situație? De ce în oraș un astfel de depozit și nu în altă parte? E normal să facem o cronologie a evenimentelor care au avut, avut loc pe seama acestui proiect de hotărâre. Încă de la lansarea acestui proiect de hotărâre și dorința de a fi amplasat în zona, în incinta Serelor, municipiului Pașcani, s-a ridicat problema vis-a-vis de aprobările de mediu și de distanțele față de spațiile de locuit. Așa după cum am anticipat, nu s-a putut amplasa în zona respectivă acest depozit, pentru că nu a primit, pe de o parte, avizul de la EON Gaz, pentru că în zona respectivă sunt rețele de medie, sunt rețele de gaze naturale, pare mi se există și o stație de reglare măsură în zona respectivă și ar fi trebuit făcute investiții pentru devierea acestor rețele, astfel încât ulterior să poată fi folosit. Dar erau și probleme de mediu, pentru că s-a discutat cu Agenția de Mediu și s-a clarificat această situație că mai aproape de 200 de metri de spațiile de locuit nu pot fi amplasate astfel de depozite. Propunerea făcută ulterior de a fi amplasat în zona din vale pe strada Gării, mai exact în zona unde sunt garajele primăriei municipiului Pașcani, nici acolo nu poate, acest amplasament nu poate fi propice pentru astfel de investiții și drept dovadă a constituit o faptul că noi nici nu eram constituiți încă în comisiile de specialitate și primarul a venit și a spus că va retrage. Deci nu va mai avea loc ședința de Consiliu în ziua de astăzi, pentru că din motive că a discutat probabil la mediu, a discutat cu o serie de instituții care ar fi trebuit să elibereze avizele și sigur nu ar fi primit avize de la acele instituții, inclusiv de la EON Gaz, pentru că și în zona respectivă este rețea de medie, este rețea de gaze naturale, o stație de măsură de gaze naturale, deci cu aceleași, pe lângă problemele de medie, s-ar fi confruntat și în zona respectivă cu aceleași probleme cu care s-a confruntat la Sere, respectiv cu EON Gaz. Rețele care ar fi trebuit să fie mutate. Deviate astfel încât să nu aibă probleme în funcționarea acestor rețele. Adică bani, proiecte, bani, timp și așa mai departe. Exact. Dar eu încă de momentul amplasării la Sere, eu am venit cu propunerea că locul cel mai propice pentru și adecvat pentru astfel de depozit ar fi în partea de nord a municipiului, la limita între OAT, Valea Seacă și Pașcani, mai precis în zona unde a fost temporar groapa de gunoi a municipiului Pașcani, groapă care a fost ulterior amenajată. În zona respectivă primăria are, deține teren și, pe lângă faptul că deține teren, în zonă există și rețeaua electrică, deci există post de transformare electric, astfel încât să poată fi amenajată astfel de depozit. Tot în zona unde se venea astăzi cu propunere, deci primarul Pintilie a semnat o autorizație de construcție pentru acea fabrică de medicamente, care sunt convins că dacă s-ar fi insistat și s-a aprobat, ar fi fost o problemă, pe de o parte, conducerea, managementul fabricii respective ar fi avut probleme cu autorizările, iar ulterior exista riscul și sigur s-ar fi întâmplat, pentru că acest depozit e un contract, o convenție încheiată pe fonduri europene din PNRR și ar fi avut probleme datorită faptului că sunt convins că societatea
cu fabrica de medicamente ar fi dat în judecată și s-ar fi îndreptat asupra primăriei și ar fi avut probleme. Dar aceste probleme erau deja cunoscute, ele au mai fost discutate. Astăzi s-a venit cu proiectul pe acest amplasament, știind de fapt că sunt astfel de obiecții. Nu este pentru prima dată când nu este luată în considerare nicio propunere, nicio sugestie de către primarul Pintilie de a îndrepta la timp și rapid o anumită situație dacă este greșit pornită sau nu se încadrează în normele din punct de vedere al avizilor și autorizărilor. Bun, haideți să urmărim și punctul dumnealui de vedere prezentat astăzi, repet, în cadrul întâlnirii cu consilierii locali care au fost prezenți, pentru că ședință nu a mai avut loc. O inițiativă a administrației locale din Pașcani pune în pericol viitorul unei fabrici de medicamente pregătită să fie deschisă până la sfârșitul anului în municipiu. Este vorba despre un proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului cu privire la mutarea amplasamentului unde ar urma să fie amenajat un centru de colectare al unor deșeuri prin aport voluntar. Propunerea inițială de amplasare a fost la serele primăriei, dar acolo era prea aproape de casele din împrejurimi. Prin urmare, municipalitatea a solicitat modificarea documentației, așa încât investiția să fie făcută la un depozit al primăriei de pe strada Gării, între sediul Agrocomplex și bariera CFR. Ședința legislativului local a fost programată pe 5 martie de la ora 14, dar nu a mai avut loc după ce primarul a anunțat că retrage proiectul de pe ordinea de zi. Edilul a spus că nu sunt probleme de legalitate, dar au apărut probleme de oportunitate. Vedere. Noi am căutat dacă există un impediment ca să-l încurci. În legislația românească nu am văzut nimic care să-l încurci, mai ales că este primul autorizat el. Noi e posibil să avem o problemă. După, noi. Dar el, am înțeles că are niște acreditări internaționale pe care ar trebui să le facă. O să mai căutăm, o să mai bine măsurăm de două ori și tăiem o dată. Da, deci eu v-am venit, de asta am intrat aici, ca să vă informez care e intenția mea. În același context, consilierul PSD Dumitru Pantazi a solicitat primarului găsirea unei alte locații, pe motiv că fabrica de medicamente construită peste drum de noua locație propusă nu va obține acreditările de funcționare dacă sunt depozitate gunoaie în apropiere, la o distanță de sub 250 de metri. De asemenea, în zona respectivă sunt și case de locuit, iar conform legii, distanța minimă ar trebui să fie de cel puțin 200 de metri. Pantazi a propus ca depozitul să fie amenajat la fosta groapă de gunoi de la Valea Seacă. Luați în calcul altfel amplasament? Trebuie să luăm în calcul tot. În legislația românească nu sunt impedimente deocamdată, dar părerea mea este decât să mai bine măsură de două ori. Luați în construcții la fabrica de medicamente și acum dacă îi plasăm acolo, o să vedeți că încercăm la autorizare la vizită și locația cea mai bună în analizația la groapa de gunoi, unde a fost propunerii, pentru că eu am făcut și data trecută propunerea asta. Din câte mi-amintesc, parcă există carte funciară acolo, este suprafață suficientă, este post-traful electric acolo, deci trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie... Și viceprimarul Cristian Rățoi a solicitat găsirea unei alte locații, pe motiv că la depozitul primăriei sunt rețele de gaz și electricitate, care în acest caz ar trebui mutate. Locația la proiectul întâi la SER nu a fost bună acolo, avem negații de la EON, a fost și din cauza că e aproape de curțile oamenilor, acum mai dincolo. Acolo avem o conductă de gaz, avem tablou de energie electrică care e pentru toată zona de acolo, deci asta mai necesită niște chestii. Bașca că rămâne un spațiu prea mic, zic eu, acolo. Eu aș propune, cel puțin eu, mă abțin de la votatul. Proiectul pentru amenajarea unui centru de colectare voluntar a fost aprobat în septembrie 2022 cu fonduri de la Ministerul Mediului. Pe rampa care urmează să fie amenajată vor fi depozitate în containere separate de la deșeuri periculoase și cadavre de animale până la carton, plastic, textile, electrice și electrocasnice, sticlă, anvelope, mobilă și multe altele. Bun.
Deci ați urmărit pe scurt discuția din cadrul Consiliului Local. Interesant este că dacă va fi amenajat acest centru de colectare, acolo urmează să fie aduse de către cetățeni și deșeuri periculoase, pe lângă sticlă, plastic și așa mai departe, dar și deșeuri considerate periculoase, adică baterii sau deșeuri chimice și cadavre de animale în containere tip frigider. Ori aceste lucruri sunt sensibile, aceste tipuri de depozite sunt sensibile. Și noi am mai discutat despre acest subiect. Chiar sunt periculoase dacă nu sunt respectate distanțele minime față de locuințe sau alte obiective importante. Rămâne de văzut. Sigur, se va reveni cu proiectul în Consiliul Local, dar care va fi locația? Poate cea propusă de domnul Pantazi, acolo unde a mai fost provizoriu o groapă de gunoi, sau oricum, în afara orașului, așa ar trebui să fie. Chiar nu înțeleg de ce primăria insistă să fie neapărat în interiorul municipiului. Nici suprafața nu este suficientă, pentru că din discuțiile pe care le-am purtat cu cel care răspunde de domeniul respectiv, a spus că se intenționează să fie depuse acolo și toate deșeurile din construcții. Ori închipuiți-vă la un oraș, în perioada de vară, enorm de multe deșeuri, construcții sunt, unde să te învârți acolo cu mașini care să aducă deșeuri, să încarci, să le descarci. Deci nu este nici spațiu și nu este pentru prima dată când se pierde timpul și sunt puse în pericol anumite finanțări din fonduri, nu numai de la Uniunea Europeană, ci și de la bugetul de stat. Exemplul constituie infrastructura stradală. Dacă era acel contract pe care noi l-am lăsat cu cele 81 de străzi, astăzi trebuiau să fi fost finalizate cel puțin jumătate, dacă nu toate ar fi putut să fie finalizate, sau cel puțin să înceapă, pentru că bani au existat la Compania Națională de Drumuri, la Compania Națională de Investiții, Angel Saligny și alte surse de finanțare. Și sunt și acum, înțeleg sunt că acum. Rezervate. Deci noi nu avem pentru anul acesta niciun leu posibilitate de a atrage datorită lipsei de documentație. Bun, eu am văzut că se lucrează intens pe cel de-al doilea contract, nu cel care a fost abandonat. Se lucrează intens, dar acum se fac măsurători pentru a fi făcute studiile de fezabilitate. Urmează să fie aprobate în Consiliul Local, apoi licitații, contracte încheiate. Vă dați seama, înseamnă timp, ori vedeți și dumneavoastră cât de repede trece acest timp și exact cum am mai spus-o și până acum, n-a fost asfaltată o stradă. N-a fost asfaltată o stradă în ultima perioadă, deși s-a tot discutat de zeci de străzi. Dacă nu greșesc, la începutul mandatului a fost o stradă în Gâștești, nu? Și se discuta. Da, a fost un contract lăsat de noi cu 5 străzi, 3 au fost realizate până în 2020 la predarea mandatului și am rămas 24 ianuarie și finalizat Libertății. Deci în rest celelalte erau rezolvate, dar întrebarea se pune, sunt 4 ani pierduți în condiții când cetățenii merg prin noroaie, de câte ori plouă, de atâtea ori sunt probleme pe aerodrom, în suburbii, se știa foarte bine că vine programul POIM și trebuiau aceste documentații pregătite astfel cât în momentul când s-a rezolvat infrastructura cu utilitățile să fie reabilitată și străzile. Bun. Să trecem la subiectul principal al emisiunii. Haideți să clarificăm o dată, cred eu, să nu mai revenim asupra acestui subiect, cu privire la situația administrației locale din anul 2012, când ați preluat dumneavoastră primăria în calitate de primar. Ați avut câteva declarații în spațiu public, în conferințele de presă, care i-au deranjat pe reprezentanții primăriei. Au avut o reacție, ei au spus că, de fapt,
n-ar fi fost datoria atât de mare, așa cum susțineți dumneavoastră, și că exagerați în ceea ce privește greaua moștenire de la acea vreme. Haideți să urmărim declarația administratorului public din cadrul unei conferințe de presă pe această temă și revenim. Am fost și eu curios, tot aud de greaua moștenire luată de PSD de la administrația liberală 2008-2012, cu datorii de 40 de milioane de lei. Am căutat execuția de 30.06.2012, atunci când o execuție semnată de domnul fost primar Dumitru Pantazi, o execuție care nu a fost aprobată, da? Și am văzut că datoriile la buget local erau de 5.313.240. Deci asta este datoria pe care a preluat-o în 2012 domnul Pantazi. 5 milioane, nu 40. 5 milioane. Și dacă ne uităm la sfârșitul anului, că am așa execuția de la sfârșitul anului, la sfârșitul anului, deci au preluat o datorie de 5.318.000 și la sfârșitul anului aveau o datorie de 5.313.000. 8.000 de lei s-a redus în 2020 datoria. Din raportul de specialitate, o să le dau la dispoziție, spun așa, că din suma plăților restante, 5.265.847 înregistrate la 01.01.2012, s-a achitat pe parcursul anului 2012 suma de 3.730.388 de lei. Deci asta este fabuloasa sumă pe care a moștenit-o administrația PSD în 2012, datorii, da, arierate, 5.300.000 de lei. Eu ne-au scos acei 40 milioane de lei, nu pot să-mi dau seama. Pentru mine a fost ciudat, pentru că bugetul municipiului era de 29 de milioane în 2012. Cum s-ai datorit de 40? Ori face o confuzie, face o confuzie între milioane și miliarde de lei vechi, că poate înțeleg așa, 40 de miliarde de lei vechi înseamnă 4 milioane de lei actuali. Ori se minte cu nerușinare. Ce înseamnă 5 milioane de datorii? La ce vă referi? La ce fel de datorii? Datorii pe care le avea bugetul local. Aici sunt luate în calcul și datoriile pe care municipalitatea le avea către regie. Acele erau trecute ca provizioane, nu îi apară în buget, nu au fost plătite niciodată din municipalitatea din bugetul local. Haideți să explicăm și cum a fost așa chestie. Când era regia de termoficare, era o practică la municipiul Pașcani, începând de pe timpul când domnul Pantazi era viceprimar. În Consiliul Local s-a aprobat subvenție pentru populație la gigacalorie, dar de pe timpul fostului primar Răzvoi Dumnezeu să-l odihnească, când era domnul viceprimar, domnul Pantazi, după aia domnul, s-a perputat aceeași chestie. Nu se plătea acea subvenție. Regia avea datorii. Regia ce făcea când avea datorii? Nu plătea la stat. Și era o subvenție. În perioada 2012-2026, mai exact în 2013, domnul fost primar Răzvoi, care era deputat, a făcut lobby la Ministerul de Finanțe și s-a făcut un lucru simplu. Deci, banii n-au ajuns niciodată în conturile primării. S-a făcut o compensare între datoria pe care municipiul Pașcani avea către REAGCL și REAGCL către Ministerul de Finanțe. Adică, s-au plimbat niște hârtii și s-au stins acele datorii. Deci, municipiul Pașcani n-a plătit niciodată din bugetul local datorii pe care le avea la societatea de termoficare. Niciodată. Nu, era vorba de datorii lăsate, nu de cele plătite. Nu, dar datorii lăsate niciodată nu le-a plătit. Deci, cei 10 ani de datorii cumulate pentru plata la subvenția la gigacalorie, niciodată nu a fost plătită de municipalitate. A fost o stingere de creanțe de Ministerul de Finanțe, Primăria Pașcani și Realizării. Eu explic altfel. Deci, acești bani n-au fost plătiți din buget, în așa fel încât cineva să spună, domnule, am plătit datoria aia și n-a putut să fac străzi sau asfalt sau școli. Nu s-a plătit. Iar când s-a stins datoria, s-a stins printr-un exercițiu financiar. Da. Asta a fost declarația domnului administrator public. Domnule Pantazi, Cum stau lucrurile? Dumneavoastră, în ultima ședință a Consiliului Local, ați împărțit fiecare consilier local câte o mapă cu documentele, situația financiară de la acea vreme. Care a fost
datoria, 5 milioane sau în jur de 40, cum susțineți? Încă o dată se vede că la ordinea zilei minciuna, dezinformarea, lipsa de documentare a actualei administrației este la ea acasă. Perioada respectivă eu am trăit-o, am gestionat-o și am rezolvat-o. Într-adevăr, au fost peste 40 de milioane de lei datorie, mai exact 42 de milioane de lei datorie în 2012, la perioada preluare, în perioada preluării mandatului de primar, situații deosebit de grea privind privind bugetul Consiliului Local și situația serviciilor din subordine, și mă refer aici în primul rând la RAGCL și PSA, pentru că cele mai mari datorii erau de la aceste regii prin neplata subvenției, prin neplata datoriilor primăriei către PSA, a PSA-ului către datorie, către primărie, deci era o situație catastrofală. Mi-aduc aminte, dați-mi voie, mi-aduc aminte că la momentul respectiv nici benzină pentru mașini nu mai era. Nu aveam să cumpărăm un butoi de motorină ca să putem toaletiza spațiile verzi. Erau bălăriile până la etajul, până la nivelul geamurilor la blocuri în municipiul nostru. Infrastructura era într-un stadiu de degradare încât era imposibil de circulat auto și pietonal în municipiul nostru. Cei care sunt mai în vârstă își amintesc și sunt convins că își amintesc și îi rog să-și amintească când fac analiză între administrația Pantazi și administrația Pintilie, să analizeze pe unde circulă cu mașina, pe unde circulă pietonal, lămpile care au fost rezolvate și amplasate, schimbate în perioada respectivă, rețelele de gaze, rețelele de apă, acum rețelele de canalizare, toate sunt proiecte și viziunea administrației Pantazi. Bun, pentru cei care se întreabă de ce vorbim acum despre cum a fost la momentul respectiv în 2012, păi pentru că în Consiliul Local se discută intens și ultimele ședințe, chiar a fost una de 3 ore jumătate, se discută intens nu doar pe marginea subiectelor de pe urna de zi, ci se discută și despre ce a făcut fiecare administrație locală în ceea ce privește proiectele, modul de cheltuire a banului public și așa mai departe. Pe scurt, primarul și consilierii PNR au spus de nenumărate ori că, doamne, fost administrație nu a făcut nimic. Iar cei din opoziție vin și spun, doamne, au fost momente dificile, s-au făcut investiții, dar au fost de acoperit și foarte multe cheltuieli. Ăsta este subiectul despre care discutăm. Și mai fac o precizare, comparativ cu preluarea mandatului de către mine, cu ceea ce am lăsat eu în 2020, deci eu am preluat o primărie cu datorii de peste 40 de milioane de lei și am o primărie fără proiecte, fără rezolvată problema serviciilor, cu o sumedenie de probleme în perioada respectivă. Și am lăsat o primărie cu 6 milioane excedent, erau bani prevăzuți pentru iluminatul public în special, pentru că aveam contractul în derulare cu iluminatul public și o serie de proiecte pe fonduri europene care nu au reușit în cei 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de zile, să le finalizeze. Proiecte care sunt în întârziere. Care sunt în întârziere și dacă nu se prelungea termenul de implementare, sigur, de la bugetul de stat, de la bugetul local, ar fi trebuit suportați acești bani. Dar să revin la datorii. Am vizionat clipul prezentat și a făcut precizarea Bodoașcă că bugetul Consiliului Local era doar de 25 de milioane de lei. Dar bugetul Consiliului Local în 2012, din execuție, a fost de 67,8 milioane de lei. Deci nimic mai fals decât ceea ce a spus Bodoașca. La fel a făcut... veniturile bugetului local au fost de 25 de milioane de lei. Dar a corectat în ședința în care ați spus aceste documente pe masă.
Nu văd ce relevanță ar fi avut. Că, de fapt, sunt banii bugetului Consiliului Local. N-avea nicio relevanță. Fondurile proprii, venituri din surse proprii și din alte surse atrase. La fel, a spus că banii atrași nu au fost trecute prin execuții. La fel, fals. În rândul 27 din execuție, sunt 17 milioane de lei atrași de la bugetul de stat pentru, din TVA, deci sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Deci noi am făcut o inventariere a tuturor cheltuielilor, a tuturor datoriilor pe care le avea la momentul respectiv primăria și am început să pregătim demersuri către Guvernul României, către Ministerul de Finanțe, către Trezorerie, am pregătit documentații astfel încât să putem fi ajutați, să putem echilibra bugetul local, pentru că altfel nu am fi putut face absolut nimic. De cele 17 milioane de lei, 11 milioane de lei s-au dus pe subvenții la energie termică. 3 milioane 500 de mii erau datoriile școlilor către regia de termoficare. Și diferența a fost achitați furnizori energie electrică, apă, deci furnizori neachitați de către primăria municipiului Pașcani. La fel a făcut precizarea că nu s-a achitat, nu s-a achitat nici un leu la subvenție. Nu. Deci preluarea, eu am preluat în 2012 o datorie de 10 milioane de lei, datorii la subvenții la energie termică către RAGCL, s-a preluat de la primarul Rățoi cu o datorie de 3 milioane de lei. Crăciunescu a preluat cu datoria aceasta, a mai făcut încă 7 milioane de lei, iar eu am preluat cu 10 milioane de lei. Și am reușit până în 2019, în momentul când am găsit soluția de a renunța la acest serviciu, pentru că era costisitor și astăzi cred că discutam de câteva mii de lei gigacaloria dacă ar fi rămas, să spunem, dar era imposibil să rămână această regie. Deci am achitat energia termică de 10 milioane de lei, iar pe toată perioada noi am achitat 30 de milioane de lei subvenții la energie termică. Vă închipuiți? Mulți bani. Enorm, enorm de mulți bani. Cu 30 de milioane de lei s-ar fi făcut enorm de multe lucruri în municipiul Pașcani dacă se găsea soluții mai din timp de renunțare la acest serviciu de termoficare. Dați-mi voie, sunt probabil mai ales cei tineri care nu înțeleg, nu-și mai aduc aminte despre ce vorbim noi acum, cum era înainte cu regia. Era o regie de termoficare, sistemul centralizat, iar pentru cei care mai erau la sistemul centralizat, din ce în ce mai puțin, costul de producție era foarte mare, iar primăria intervenea cu o parte, cu acea subvenție, pentru a acoperi o parte din costul respectiv. Costul de producție. Altcumva ar fi trebuit populația să plătească niște sume imense. Iar aceste subvenții erau date în fiecare an, plătite din bugetul local. Despre asta vorbim. Despre asta și astăzi, într-o situație similară, se află municipiul București, unde enorm de mulți bani se virează din bugetul Consiliului Local al municipiului București, se virează la regia de termoficare pentru susținerea prețului de facturare la persoanele fizice, la cetățenii din municipiul București. Când a fost ultimul an în care s-a... Ultimul an a fost în 2019, am parcurs 2018, pare mi se, 2018-2019, în iarna 2018-2019. Și primăvară? Pentru că în 2019, din primăvară până în toamnă, am reușit să branșăm absolut toate instituțiile publice, pardon, și mă refer aici școli, grădinițe, tot ce însemnate situații. Un efort financiar destul de mare. Financiar deosebit de mare și cu proceduri rapide de demarate astfel încât să ne putem încadra ca în iarna anului 2020-2021 să nu fie surprins și dar mi-aduc aminte copiii. Că atunci actualul primar, care era în opoziție, deci opoziția de atunci, era împotriva închiderii regiei de termoficare. Se dorea menținerea ei încă un an sau poate mai mult, închiderea etapizată, așa spuneau ei,
dar să fie menținută în funcție. Adică cu această sarcină bugetară. Deci nu a fost de acord cu nicio decizie majoră și deosebit de dificilă de la etapa respectivă, și aici mă refer și la serviciul de apă, delegarea serviciului de apă și la luarea deciziei că acest serviciu de termoficare, care era enorm, enorm de costisitor, să poată să continue. Deci, în total, 17 milioane de lei, deci 36 de milioane de lei, 17 milioane pe care le-am primit de la bugetul de stat, Ministerul de Finanțe, 10 milioane de lei TVA, era investiția în derulare cu stația de epurare și cu aducțiunea de apă. 10 milioane, nu plătise PSA-ul. A fost operator de apă. Exact, fostul operator de apă, nu plătise TVA-ul la investiții, iar Consiliul Local, Primăria era garant în subsidiar și a fost obligată să plătească acest TVA, bineînțeles, cu o parte din bani am fost atrași de la bugetul de stat. 5.600.000 erau furnizorii neachitați la care făcea referire administrativ. Dar a reținut doar lista cu furnizorii. S-a referit doar la cei 5.600.000 care erau furnizorii neachitați. 1.341.000 am făcut un împrumut de trezorerie pentru a achita în continuare datoriile. 2 milioane de lei au fost furnizori pe care i-am achitat în 2013, 2014, iar care au apărut după. În total 36 de milioane de lei. Și era un litigiu APA, Curea GCL-ul, cu primăria, și dacă vă amintiți, a fost o factură făcută de pe timpul Crăcinescu de PSA, ca diferență de preț la apă datorită pierderilor. Pierderile la apă erau o factură de 7-8 milioane de lei, aproape 10 milioane. Care ar fi trebuit să fie facturate la populație. S-au judecat și acea factură a fost achitată integral de către Primăria Municipiului Pașcani, că nu a putut fi anulată în instanță și a fost de plată. Deci, în total, 42 de milioane de lei. Îl invit pe administratorul public să verifice documentele, dar documentele le avem aici. Absolut toate anexele și uitați aici, avem hotărârile de Consiliu care s-au dat imediat în 2012. Una, două, trei, patru, cinci hotărâri de Consiliu de aprobare a rectificării bugetului Consiliului Local. De ce credeți că este o astfel de preocupare? A apărut această temă în a diminua cumva și datoria și importanța momentului. Au fost ani dificili, cu multe provocări. Situațiile administrative sunt incomparabile. Cea din 2012-2013 cu cea din momentul de față. Adică nu mai sunt acele obligații cu regiile, acele subvenții în primul rând, care însemnau foarte mult din bugetul local. Dar și situația financiară este mult diferită față de cea de atunci. Dacă luăm în calcul subvențiile pe care le-am plătit noi în perioada 2016-2019, că din 2019 nu s-a mai plătit subvenție, și e o sumă destul de mare, acei bani ar trebui acum să se regăsească în excedentul bugetului Consiliului Local. În investiții. Investiții pe care ar fi trebuit să se vadă, dar nu sunt investiții care nu aveau asigurată finanțarea pe fonduri europene, doar investiția cu iluminatul public, iar celelalte investiții, mă refer la investiția cu piața din vale și investiția cu cimitirul, sunt finanțate din contractul de împrumut pe care s-a făcut. Deci există surse de finanțare. Excedentul este mic comparativ cu ceea ce ar fi trebuit să fie. Pentru că în perioada când eram noi, foarte mulți bani îi duceam pe susținerea costului a energiei termice și dacă mai luăm în considerare și majorarea de taxe și impozite, că eu cât de greu a fost, în situația din perioada respectivă, nu am mărit taxele și impozitele niciodată. Le-am ținut la minim posibil, astfel încât oamenii, cetățenii cu probleme deosebite, să poată să-și achite taxa aceea în funcție de posibilitățile care le avea, pentru că îi băgam în blocaj
mai tare dacă am fi mărit taxele și impozitele. Și acum mă întâlnesc cu oameni de afaceri, cu cetățeni care spun că sunt foarte mari taxele și impozitele la Pașcani și fac comparații, tot au dat comparația cu Roman, dar mai sunt și alte orașe. Fac comparația cu o serie de comune, fac comparația cu Iașu. La Iași, să știți că la apartamente sunt mai mici impozitele decât la Pașcani. Pentru locuințe. Am înțeles. Bun. Și cu toate astea, ați reușit să faceți și câteva investiții pe care tot le menționați de fiecare dată când apare acest subiect. Dar, exact cum am spus la începutul emisiunii, opoziția susține doar că n-ați făcut nimic în 8 ani de mandat. Nu s-a făcut nimic în 30 de ani la Pașcani. Nu, eu vin pe masă cu toate documentele, cu toate investițiile pe care le-am realizat în perioada administrației Pantaze și ei să vină să spună un singur proiect care a fost gândirea lor, ideea lor, un singur proiect, ideea lor, finanțabil și finalizat. Cei 4 ani de zile. Am văzut de curând un clip promovat de cei de la primărie cu iluminatul stradal, că au fost făcute investiții pentru iluminatul stradal și că urmează alte investiții pentru modernizarea iluminatului din cartiere. Câtă demagogie! Vă amintiți că nu a fost de acord cu proiectul de hotărâre? Eu m-am chinuit enorm de mult și am insistat foarte mult să preiau acest serviciu de la E.ON Gaz pentru a putea face investiții în iluminatul stradal. Am pregătit toată documentația, am avut licitație făcută, contract semnat. În 2020 toate suburbiile erau rezolvate cu iluminatul public și o parte din străzile din municipiul Pașcani și urmau ca în următoarea etapă banii erau, că aveam acel excedent pentru iluminatul public și trebuiau să fi fost finalizat acest iluminat public de mult. Dar, repet, mult demagogie și minciună multă. De ce spuneți? Spun pentru că dacă o să vedeți și spuneți că ați vizionat clipul respectiv, în ședința de Consiliu când s-au aprobat indicatorul și când s-a aprobat concesionarea, vă amintiți că nu au votat niciunul, inclusiv Pintilii nu a votat acel proiect pe motiv că sunt foarte, foarte mari costurile. Mari costurile, noi am scos la licitație, pare-mi, cu 27 de milioane sau 25 de milioane de lei și din licitație a ieșit 17 milioane. Că licitația este cea care îți dă valoarea unei investiții. Dar s-a rezolvat în mare majoritate iluminatul public în municipiul Pașcani datorită PSD-ului, datorită administrației Pantaze, care a insistat pentru acest proiect și este proiectul PSD-ului, nici de cum a PNL-ului. Pintilie face tot felul de clipuri cu investițiile demarate, unde e etapa cea mai grea a unei investiții, de a ajunge, dacă ai semnat contractul de lucrări, înseamnă că investiția 70% este rezolvată. Ai finanțare și ai semnat contractul de lucrări, urmărești derularea investiției și într-un cel mult 24 de luni ar trebui investiția să fie finalizată, să fie recepționată și predată. Da, disputa între cele două formațiuni politice privitoare la proiectele aflate în derulare este destul de mare. Cât anume a făcut fiecare dintre părți, ce anume a lăsat fiecare dintre părți. Trebuie făcut o precizare în legătură cu aceste proiecte. Pentru cei care urmăresc subiectul, am văzut că unii chiar sunt implicați pe rețelele de socializare și comentează pro și contra. Genul ăsta de investiții din fonduri europene comportă două mari etape. O etapă de pregătire, și anume, se scrie o cerere de finanțare, se face o documentație, se fac proiectele respective, baza financiară și așa mai departe, se trimite documentația respectivă și trece prin anumite etape de evaluare. O evaluare administrativă, o evaluare financiară și așa mai departe. Dacă ți este aprobată cererea de finanțare, se încheie un contract de finanțare, iar după semnarea contractului, urmează niște etape
pentru stabilirea executanților. Proiectul tehnic și constructorul. Și pentru proiect tehnic, licitație și se face proiect tehnic, se ajunge în consiliul local, vot și așa mai departe, apoi pentru execuție. Cea de-a doua etapă este cea privitoare la execuție. Dacă luăm, de exemplu, piața costă X lei, dau un exemplu, 12 milioane de lei. Și dacă timp de un an sau doi ani de zile te-ai preocupat de la cerere de finanțare până la încheierea contractului de execuție, a trecut o perioadă de timp, dar etape foarte grele, dificile și așa multă muncă din partea administrației locale. Dar din total proiect, această muncă înseamnă financiar 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, ei bine, cei din actuala administrație vin și spun, doamne, noi, iată, am făcut 60%, 70% și voi ați făcut doar câteva procente. Dar acele câteva procente înseamnă toată munca administrației locale pentru această investiție. Repet, cea de-a doua etapă fiind execuția, adică cheltuirea banilor și realizarea investiției efective, etapă care în mare este derulată de către constructor. Aici, în cea de-a doua etapă, administrația locală are o pondere sau o intervenție mult mai mică față de la prima etapă. Repet, pentru că este diriginte de șantier, sunt specialiști care urmăresc această investiție și doar dacă apar nu știu ce dificultăți, doar atunci se spune că primăria mai intervine. Primăria trebuie să achite, să deconteze și să facă recepția și să preia investiția respectivă. Trebuie să cunoașteți cele două etape atunci când vă uitați și la declarațiile unora și la declarațiile celorlalți. Bun, vă rog. Deci, repet, să iese și să facă clip cu un proiect pe care l-a avut în idee, în campanie electorală, și să spună, uite, ăsta este proiectul demarat, gândit, demarat, implementat de noi. Nici unul. Nici un proiect. Toate cele care se implementează acum, cu foarte, foarte mare întârziere, pentru că ele erau lăsate și piața, și cimitirul, și celelalte pe fonduri europene, erau lăsate cu contracte de finanțare, cu documentațiile în etapa finală de achiziție a proiectării și execuției. Deci trebuiau finalizate recepția atât la piață, cât și la cimitir a fost trebuit făcută încă de anul trecut. Bun. Ne oprim aici cu acest subiect, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în două minute pentru a discuta și celelalte subiecte ale emisiunii. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și becea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. New Art a devenit Aroma Ristorante Epizzeria. Acum găsiți la noi bucate alese, gătite de bucătari premiați, cu specific italian și românesc. Servim pește și fructe de mare, pizza, paste, aperitive, ciorbe, salate și desert, precum și meniul de bar-cafe.
Ingredientele sunt fine, atent selectate, furnizate de producători recunoscuți pentru standardele de calitate. Vă puteți relaxa într-un decor care preia elemente din arhitectura mediteraneană, conceput pentru cei care doresc să se bucure de ceva bun sau de o simplă cafea. Se fac și livrări la domiciliu sau evenimente private. Aroma Ristorante Epizzeria, în zona centrală a municipiului Pașcani, vis-a-vis de oficiul poștal Deal. Relații la telefon 0729 422 499. S-a deschis o nouă stație ITP în municipiul Pașcani. Ando Service Center oferă servicii de calitate pentru autoturisme și camioane. În noul sediu găsiți aparatură de ultimă generație, dar și personal calificat cu multă experiență. În aceeași locație este un centru de verificări tahograf, limitatoare de viteză și un servis pentru reparații complexe și diagnoză pentru camioane și remorci. Încercați cu încredere serviciile oferite de noua stație ITP Ando Service Center. Sediul se află pe strada Gării numărul 50 Pașcani, înainte de bariera spre Suburbia Lunca pe partea dreaptă. Programul este de luni până vineri, între orele 8-18, iar sâmbăta până la ora 12. Relații la numărul de telefon 0726-291-557. Bun, am revenit în studio după scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, Dumitru Pantazi, consilier local PSD. Vă invit să discutăm despre blocajele rutiere. Rog colegii să schimbe titlul. Blocaje rutiere care sunt reclamate tot mai des după ce au fost impuse restricții de circulație pe pasajul Peșteșorul, cum îi spunem noi, peste calea ferată. Astăzi două adrese au fost trimise consilierul local, adrese care au fost trimise de către Cosarum, una dintre ele, și iar cea de-a doua de un cetățean din Pașcani, primăriei municipiului. Cosaromu solicită intervenția administrației locale pentru ca în zona unde au fabrica să nu mai fie staționate mașini, pentru că mașinile lor nu mai reușesc să facă manevre sau le fac foarte greu pentru a intra pe poarta secundară în societate. Și se referă la faptul că în zona respectivă, de când sunt aceste restricții, tot se parchează tot felul de tiruri și așa mai departe și îngreunează circulația din zonă. Cea de-a doua solicitare este cu privire la strada Mârzasca și Nicolae Iorga, dacă nu greșesc, în continuare. Și acolo, într-adevăr, este o problemă. Mai ales pe Mârzasca se circulă foarte greu. Este o casă de rugăciune acolo, unde se parchează aproape tot timpul șir de mașini. În capătul străzii, de asemenea, sunt garaje și se parchează mașini. Nu se mai văd semnele de circulație. Se circulă pe o singură bandă, se circulă în depășire, practic, și când zona este aglomerată, este aproape imposibil să circul pe acolo. Mi-aduc aminte de zilele municipiului Pașcani, pentru că a fost închisă circulația prin centru. Aproape toată lumea circula pe acolo. Și a fost blocaj total. A fost necesară intervenția poliției pentru deblocarea circulației. Și doamna respectivă propune Consiliul Local să analizeze pentru ca Mârzasca și strada respectivă să fie cu sens unic. Vor fi discutate cele două adrese,
într-o ședință a Comisiei de Circulație programată pe 7 martie. Dar revenind la acest pasaj, decizia de a fi impuse restricții ar fi trebuit să fie provizorie și administrația locală să caute măsuri imediate pentru ca podul respectiv să fie reparat. Au trecut luni de zile de atunci și nu prea se văd efecte. Se tot discută cine anume să facă reparațiile. Doi, cea mai mare problemă este că prin suburbia Lunca, prin, pe strada Unirii, se circulă cu mașini grele, mașini încărcate și distruge infrastructura. De altfel, este distrusă, ce să mai... La podul, este un pod acolo, la primul pod, lângă fosta alimentară, este o groapă, intră jumătate de mașină în groapa respectivă. Și mai sunt și alte fisuri, eu cred că în câteva luni de zile vor fi vizibile și alte gropi pe această stradă. S-a tot discutat despre acest subiect, dar fără niciun răspuns concret. Dumneavoastră locuiți în zonă, permanent mergeți cu mașina pe acolo, vedeți și dumneavoastră cum e situația pe Unirii și în Lunca. Când va fi rezolvată această problemă? Și a doua întrebare, când va fi rezolvată și problema cu podul? Totuși, acest provizorat pare să fie întins pe o perioadă mult mai lungă de timp, fără nicio perspectivă. Eu am ridicat problema aceasta de câte ori am avut posibilitatea și cu diverse ocazii și în special vă amintiți că am venit cu propuneri în Consiliu la aprobarea bugetului să fie prevăzuți bani pentru studii de fezabilitate și nu doar pentru studii de fezabilitate pentru pod, pentru reabilitarea podului, dar să se găsească soluții de devierea traficului pe strada Abatorului. S-a spus că nu există soluții, dar nu se ocupă nimeni. Deci e clar că nu se ocupă nimeni. Cel puțin pe o perioadă de timp ar fi trebuit redeschisă, căutate fonduri, căutate soluții, să fie redeschisă bariera respectivă pentru traficul greu a riveranilor. Repet, cetățenii din municipiul Pașcani care contribuie la bugetul local, care au o afacere în municipiul Pașcani, nu pot să-i trimiți pe la Mircești, pe la Târgu Frumos și nu mai știu pe unde să circule cu mașini, să consume motorină, timp și multe, multe alte implicații și consecințe vis-a-vis de situația economică a firmelor respective. Deci, urgent ar fi trebuit să se preocupe, lucru care nu s-a văzut, pentru că nici nu a fost aprobat amendamentul, s-a venit cu adresă și a spus că a solicitat la Compania Națională de Drumuri, respectiv Ministerul Transporturilor, lucru pe care l-am solicitat și eu în 2019. Să fie preluată. Să fie preluat și nu s-a rezolvat nimic, pentru că intenția lor nu este de a prelua, este de a scăpa de aceste, de aceste drumuri, de această infrastructură prin oraș, care trece prin oraș și creează o mare problemă de trafic în orașele respective. Bun, dar lipsa unui răspuns... Ați văzut că și în ultima ședință de Consiliu sau în penultima ședință de Consiliu am ridicat această problemă că circulă fiecare pe unde poate. Prin câmp, străzi din suburbii, pe strada Gării, pe strada Fântânele, fiecare pe unde poate, cum se poate strecura, să nu-l prindă sau să-l oprească, să-l sancționeze poliția locală sau eventual poliția națională. Deci fiecare cum se descurcă. Nu există un traseu prestabilit astfel încât să știe orice conducător auto care trece, circulă prin Pașcani, pe unde trebuie să circule. S-a lăsat lucrurile așa într-o ceață, într-o perdea de fum, fără să se intervină, dar nu a venit nimeni, că podul este în monitorizare. Deci de anul trecut, pare mi se, când a început, de prin martie, aprilie, mai, de anul trecut, e un an de zile acuși,
Și el a intrat într-o monitorizare. N-a venit nimeni să spună care este evoluția. Continuă degradarea? Care este rezultatul degradarea pe partea de rezistență? Deci este pusă în pericol circulația? Sau, na, arată așa cum arată, dar structura de rezistență nu ar fi o problemă. Deci nimeni nu vine să informeze astfel încât să se poată lua o decizie și să găsească soluții de rezolvare. Repet, circulă fiecare pe unde poate, cum poate și se strecoară astfel încât să nu poată fi sancționat, amendat. Îmi aduc aminte, a venit un domn cu un ton grav, a venit la Pașcani, a atenționat că podul are probleme, a atenționat că trebuie făcut o monitorizare, s-a încheiat un contract, s-a plătit o sumă destul de substanțială, a luat banii și se face monitorizare, nu știm rezultatele, nu știm dacă degradarea, procesul de degradare continuă sau a fost stabilizat, nu știm absolut nimic. Ba mai mult, i-am auzit pe cei de la conducerea primăriei spunând ceva de genul ăsta. Ce m-aș bucura sau ceva de genul, să cadă și să vedeți cum va fi atunci, că vom fi nevoiți să închidem circulația și așa mai departe. Ori, întrebarea corectă care trebuie pusă în fiecare săptămână, în fiecare ședință de Consiliu Local, este, doamne, ce putem face și cât de repede putem face, așa încât aceste reparații să aibă loc și podul să fie redeschis, să fie ridicate aceste restricții. Revenind... Nu, dar s-a dorit starea asta de lucruri. Pentru că primarul a venit, a prezentat în Consiliu, s-au stabilit niște măsuri, unele au putut fi puse în aplicare, altele nu au putut fi puse în aplicare vis-a-vis de trafic. Ba mai mult, încerca să facă o triere agenților economici, care să circule, care să nu circule, deci să vină la primar să-i, pe bază de să-i elibereze un permis de trecere. Regulile mai sunt valabile acum? Băi, se mai fac cum se mai... Dar ăsta este un mod de implicare a administrației în problemele majore și grele ale comunității. Adică, mai bine zis, de neimplicare. Și nu este primul. Multe și multe alte investiții care ar fi trebuit finalizate și nu sunt finalizate datorită neimplicării. Spuneți-mi, în legătură cu solicitarea cetățeanului respectiv cu sens unic pe Mârzeasca și strada în continuare, credeți că este oportună o astfel de măsură? Eu îmi amintesc că a fost o investiție destul de grea. Eu am, administrația Pantazei a implementat, a reabilitat strada Nicolae Iorga și Mârzeasca. Problema acolo este pe tronsonul de pantă, se circulă și pietonal, se circulă și auto, se circulă pe ambele sensuri. Strada îngustă, de altfel? Sigur, strada este îngustă, nu asigură spațiu suficient pentru două sensuri. Eventual, exact, pentru două sensuri, eventual pentru o aglomerație de punct de vedere al circulației. Dar reabilitarea străzii în viziunea noastră la momentul respectiv a fost aceea de a decongestiona Ștefan cel Mare Moldovei. Cei care veneau din zona Vale puteau să evite aceste străzi, că și aici e destul de aglomerată. Deci sens unic s-ar impune? Ar fi o soluție bună sau ar bloca? Deci sensul unic trebuie analizat împreună cu cei care, cu poliția locală, cu poliția națională, astfel încât de văzut repercursiunile și modul cum traficul se desfășoară în condițiile când s-ar impune un sens unic. Dar bun, se vede cu sensurile giratorii, că și acestea creează probleme. Nu mai care nu au fost rezolvate. Care nu au fost rezolvate. Da, și acolo probabil... Iar cât privește solicitarea Cosaromului, dacă nu se rezolvă problema cu pasajul, nu știu cum o să se rezolve problema Cosaromului. Cu parcarea... Pentru că vin autovehicule încărcate, nu cunosc, și ajung aici, intră până aici, da. Opresc, întorc până acolo, intră, da, până acolo, pentru că poliția avea aici
sesizează că nu are voie să treacă peste pasaj. Când ajunge la piciorul pasajului. Da, și sunt obligați să facă manevre de întoarcere, unii se mai oprește la restaurantul de alături, adică e chiar complicat. Bun, trecem la ultimul subiect de astăzi. Discutăm puțin politică, nu-i așa? Pentru că ne aflăm în prag de campanie electorală. Știți, deja pe 9 iunie locale, alegeri locale și europarlamentare. De fapt, campania a și început, nu doar în Pașcani, peste tot, pe rețelele de socializare în special, dar am văzut chiar și pe publicitate stradală, campania a început. Se tot pun întrebări în conferințele de presă, jurnaliștii pun aceste întrebări, doamne, cine cu cine? Ce alianțe se fac? Pentru că în această perioadă sunt tot felul de discuții. Așadar, vă întreb și pe dumneavoastră despre aceste alianțe, dar înainte de a ne spune cu cine vorbiți, cu cine negociați, eu adaug aici o întrebare, pentru că am tot auzit oameni spunând că, doamne, da, PNL-ul este în alianță cu PSD-ul și atunci această alianță înseamnă că ei se înțeleg. S-au unit și au unit interesele PSD-iștii cu liberalii la Pașcani și chiar am auzit pe cineva spunându-le, eu nu votez nici pe unul, nici pe altul dacă ei doi, adică PNL și PSD, sunt în alianță. Vă întreb, este o alianță de facto aici la Pașcani între PNL și PSD? Și dacă este, cum funcționează această alianță? Pentru că în Consiliul Local nu se vede lucrul ăsta. Situația este similară anului 2012, când am candidat, era USL-ul, dacă vă amintiți, alianță PNL-PSD. La Pașcani situația era aceeași. Primar era de la PNL, Crăciunescu. Da, seamănă și cele două situații. Deci așa situația este similară. Deci alianțele, dacă se vor face și se va merge cu candidat unic, se va merge acolo unde, prin analizele sociologice care o să se realizeze, cel care este mai bine plasat de la PNL sau de la USR. Să se bată cu alții. Și mă refer în... Cum este București, de cum exemplu. Este București, cum sunt orașele reședință de județ și acolo unde nu există nici PNL, nici PSD. Nici primar PNL, nici primar PSD. Cât privește la Pașcani, eu candidez. Am anunțat aceasta de aproximativ un an de zile, că voi candida la un nou mandat de primar. Nu candidez pentru a face jocurile cuiva, deci departe gândul de aspectul acesta. Nu mă interesează Parlamentul. Nu este altceva mai plăcut și frumos decât să muncești alături de oamenii unde te-ai născut, unde ai crescut, unde te-ai format ca om și pe unde calci în fiecare zi și vezi că ai rezolvat una, două probleme, trei și așa mai departe, pe cât posibil probleme cu care se confruntă cetățenii și, de ce nu, prietenii cu care îi conviețuiești. Am auzit oameni în suburbii spunându-le, dar așa mi-a spus, m-am întâlnit cu cineva și mi-a zis, doamne, sigur se duce la Parlament, nu candidează la primărie. Dezinformare. Nu mă voi duce la niciun parlament, nu mă interesează parlamentul, mă interesează să mai candidez încă o dată, pentru că... Pentru funcția de primar, pentru că ați văzut că nici ceea ce am lăsat în derulare nu s-a reușit să se finalizeze în 4 ani de zile pe parcursul unui mandat. Deci sunteți hotărât. Deci sunt hotărât să candidez și nu să finalizez aceste proiecte, să abordez proiecte majore, așa cum le-am abordat și în mandatul trecut și, repet, proiecte de reabilitare și rezolvare a serviciilor, apă, termoficare, ecosalubritate, iluminat public. Am încercat și am rezolvat în limita banilor pe care i-am avut o serie de spații verzi. Deci sunt prioritare în următorul mandat infrastructura în continuare, lacul Peștișorul,
și alte proiecte absolut necesare. Și astea care sunt în întârziere, dacă nu vor fi să se la trebuie obligatoriu, păi mai au un an de zile și trebuie finalizate, ca cumva să vină cu bani de la bugetul local. Deci ele staționează, văd. Nu știu, există așa o delăsare, nu se finalizează, e o agitație mare pe piață, deși piața trebuia să fi fost la recepție acum. Vă referiți la piața Vale? La piața din Vale, la investiția din Vale, care trebuia finalizată, repet, din 2023. Și cimitirul care... Și cimitirul. În rest... Bun, deci candidați neapărat la primărie, nu vă interesează Parlamentul și excludeți, adică nu aveți nicio înțelegere, alianță în momentul de față cu PNL-ul. Am înțeles bine. Nu avem absolut nicio înțelegere, nicio alianță, nici în gândire, nici posibil de realizat, pentru că observați că primarul Pintilie deja e în campanie electorală. Deci e clar că vom fi doi candidați, cel puțin unul de la PSD, unul de la PNL și ceilalți care vor mai... Ce se va întâmpla, închipuiți-vă, pentru că mai sunt câteva luni, ce se va întâmpla după alegeri, după schimbarea administrației locale, dacă așa va fi, dar oricum Consiliul Local se va schimba? După părerea mea o să fie un vid. Ce? Pe de o parte, cel care... În acea perioadă, în da? În acea perioadă. Bun, dar în Consiliul Local ce se va întâmpla? Va fi o colaborare între PNL și PSD, având în vedere înțelegerile naționale? Sau va fi exact cum este acum, unul la putere, celălalt în opoziție? În general, la nivel local, conducerea județeană, națională de partid nu s-a implicat în rezolvarea problemelor locale. Dar situația creată cu comasarea din anul acesta, sigur va crea pe perioada celor trei luni și jumătate, până la preluare de drept a mandatului primarului ales, noi. Pentru că celălalt, dacă a pierdut alegerile, nu va mai face nimic, cel mult va cheltui și irosi și nejustificat banii și aici va trebui cu multă, multă atenție cel care a câștigat alegerile să monitorizeze aspectele acestea, iar pe de cealaltă parte nu are prerogative primarul ales ca să ia decizii. Bun, deci am înțeles, cu PNL-ul nu e cale de alianță, dar cu celelalte partide, pentru că, vedeți și dumneavoastră, este perioada negocierilor. Se fac tot felul de înțelegeri, de alianțe cunoscute sau mai puțin cunoscute și vă întreb, de exemplu, cu actualul viceprimar, cu Pro-România, ați discutat, discutați, deci urmează să discutați. Alianțe. Știți de ce vă întreb? În ultima conferință de presă, domnul Rățoi, întrebat fiind despre același subiect, a spus, doamne, am fost căutat, sunat, am discutat și cu PNL și cu PSD. Și voiam să verific, să vă întreb, a discutat viceprimarul, l-ați căutat, l-ați deci, ofertat? Sau, Pro-România, știți bine că este desprinsă din PSD. Deci este un partid social-democrat sau de centru... Adică din aceeași familie politică. Din aceeași familie politică. Deci viziunile sunt, din punct de vedere principial, aceleași. Cât privește alianța, noi excludem. Dar ați discutat până acum? Noi excludem. Sau urmează să discutați? Am tatonat o parte din aspecte. Urmează să vedem... Să clarificăm, știu, un timp... Nu spuneți ce răspunsuri aveți. Nici dumnealui n-a vrut să spună. Ce răspunsuri? O să ieșim în presă și o să spunem da sau nu, facem sau nu facem. Am înțeles. Dacă facem, de ce facem? Dacă nu facem, de ce nu facem? Bun. Cu domnul Olariu, cu PMP-ul sau și cu domnul PMP-ul Olariu? Avem în viziune să purtăm o discuție, să vedem, în primul rând să vedem, să se hotărască dumnealui cum gândește, ce dorește să facă. Dacă rămâne și la PMP sau... Și de celelalte formațiuni, să purtăm o discuție de alianță și de a găsi puncte de legătură, de
Cu toate formațiunile? Toate formațiunile celelalte putem negocia dacă... Și cu AUR? Și cu... A, mai puțin AUR, că la AUR ați văzut că nici nu avem cu cine discuta momentan în municipiul Pașca. Mă refer la Partidul Verde, la Partidul Pro-România, PMP-ul. Am înțeles. Da. Bun, oricum, în următoarele săptămâni astfel de decizii, astfel de discuții trebuie purtate, finalizate, iar deciziile trebuie luate. Mai fac o precizare. Dacă se câștigă alegerile de către primar și nu există un consiliu astfel încât deciziile, ideile primarului, a consilierilor, a cetățenilor să fie concretizate prin hotărâri de Consiliu, atunci este foarte, foarte greu și dificil de implementat anumite proiecte pe care ți le dorești să le implementezi și de cele mai multe ori, din experiența vieții și a perioadelor când s-au întâmplat astfel de situații, se pierde timp inutil în detrimentul, în primul rând și în primul rând al cetățenilor. Bun, da, credeți că la aceste alegeri locale va mai obține vreo formațiune politică, o majoritate în Consiliul Local? Deci de dorit este să fie majoritate, de dorit este să fie majoritate cel puțin simplă în Consiliul Local pentru a putea lua deciziile de cele mai multe ori decizii majore care sunt obligatorii fără să piardă timp. Sigur, dacă nu să fie majoritate, trebuie să găsite soluții astfel încât proiectele trebuie rezolvate. Și bineînțeles, orice probleme ale cetățenilor trebuie ridicate pe masa Consiliului și pe cât posibil rezolvate. O ultimă întrebare. Am văzut multe comentarii în legătură cu recenta ordonanță dată, prin care este posibilă și încurajat traseismul politic în această perioadă. Cât de folositoare? Cui folosește și dacă este corectă această abordare? Unii se bucură, alții critică vehement această libertate. Sigur, sunt anumite frustrări, nemulțumiri care apar pe perioada unei anumite perioade de timp, și mă refer aici cel puțin pe perioada unui mandat, și situații când unii nu se mai regăsesc în formațiunea respectivă, se supără pe formațiunea respectivă și pleacă în alte formațiuni. Și PSD-ul a anunțat achiziții. Și achiziții, dar și plecări sunt din PSD. Eu personal nu m-am gândit niciodată să plec din formațiunea în care am muncit acum și am peste 20 de ani de zile de când sunt în această formațiune. Am fost și în opoziție, am fost și la putere și sigur am încercat pe cât posibil să rezolv problemele administrative. Mai puțin politice, dar administrative m-au interesat întotdeauna. Eu am ridicat de foarte multe ori problema traseismului și stabilității la parlamentari. Pentru că nu mi se pare ceva drept, corect, astfel încât aleșii locali să fie sancționați dacă pleacă de la o formațiune la alta și parlamentarii să migreze astfel încât anumite legi absolut necesare să nu poată fi trecute pentru că există anumite interese și anumiți parlamentari migrează sau nu votează cu formațiunea cu care a candidat pentru Parlament. Am înțeles. Deci, dar aici trebuie modificată Constituția, pare-mi-se, deși pare-mi-se că există o decizie a Curții Constituționale în sensul acesta. Bun. Dar trebuie să, după părerea mea, și pentru parlamentari, clarificate astfel de situații. Ne oprim aici. Dacă nu greșesc, viceprimarul de la Lespuz a trecut la PSD, ultimul anunț, ultima achiziție, dar am văzut și faptul că PNL-ul a preluat de la alte partide, AUR a preluat de la PSD și tot așa, adică aceste permutări sunt în mișcare până când
până aproape de alegeri, când vor fi nevoiți să prezinte listele cu candidați. Bun, mulțumesc mult pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare!